dea urina de vacă este foarte sănătoasă. Exclus, nici nu mai vreau să citesc. Hai că le beau eu. Hai. Hai că le beau eu, asta este. Noi aveam de acasă o înțelegere. Asta e o chestie care și-a asumat-o din țară. Măcar o fi proaspăt? Nu, deci nu. A, astea-s două sticluțe, tu. Dar de ce nu ne-au dat la 2 litri, mă, mâncați așa? Nu, nu, nu. Și știi cum e? Degeaba scria pe bordul ăla că vai e o chestie medicinală. Că eu m-am dus frumos la omul ăla și l-am întrebat. It will make me feel younger dacă beau acest... Mi se rezolvă ridurile? And remain younger forever? Yes or no? No, 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 miss. Ok. Na, atunci știi ce eu... Pă degeaba nu vomit, păpușă. I need some water. Deci vrei să bei de vacă sau nu? Nu, vreau să rămân babă pentru totdeauna, nu beau așa ceva. Stai că-ți duc apă. Stai. Unde-i? Că nu mai am. L-ai băut? Acum, sincer, ce mi-e un pahar cu de vacă, ce mi-e două pahare cu de vacă? Dă-mi un șervețel, dă-mi un șervețel, dă-mi un șervețel! Nu vomita, nu vomita, că tu nu vomiți. Ce nu? Norocul meu în viață e că am dat multe șaturi și le-am dat pe gât. Și în spatele lui eu făceam așa. Dar eu făceam pe silent, că îmi dădeam seama. Bă, și era cineva lângă mine care făcea în continuu. Da, îi venea să vomite crunt cu sunete și... Când mă uit așa în dreapta, Lucian, operator, nu mai putea să țină camera de 50 de kilograme în mână, făcând în continuu. Haide, haide, haide! Haide, haide, ce? E foarte bine, e foarte bine. Nu te stresa, ai făcut un lucru minunat, ești foarte curajos. Haide, super probă, super probă! Ca și cum mi-aș fi băgat botul în p***a vacilul bunica mea. Bravo, Tele! Eu sunt foarte... În sfârșit, Teleșpan și-a băgat botul într-o p***a. Asta să se spune. Ești... Eu sunt foarte mândră de tine, Teleșpan! Bravo, păpușă! Te rog să nu te enervezi, să fii foarte liniștit și calm. Sunt foarte liniștit, mă. Eu încă de când eram mic, visam la un moment din ăsta în care să mi se ofere oportunitatea Hagea, de abia... Hagea, da, mă, te uzesc acum, oamenii te cred. De abia, să credă, de abia pipi de vac. Sunt câteva chestii care îmi plac mult la emisiunea asta. Hitchhiker îmi place foarte mult, îmi place foarte mult să caut cazare și îmi plac foarte mult probele. Hai. În rest? Haide. Am așa mici rețineri. Te-ai descurcat impecabil. Vai, da, cum pute. Pur și simplu era mirosul atât de puternic. Încât nu-ți făceai măcar iluzia că urina aia a fost un pic filtrată sau tratată cu ceva. Nu! Mai bine să vomit numai că mă... Vai, dar cum mirosea! Sincer, nu am apucat să simt gustul. În schimb, mirosul era oribil, 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 absolut oribil. Miros din altă grajd, 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 ne-a să vacile, am copilării la țară. Am avut tot timpul pe Urzica și pe Florica, două vaci, nu mai știu altele dacă am mai avut. Da, efectiv, era ca și cum ai fi stat și ai fi lins pe jos prin graj. Asta era senzația. Haide. Dar nu mă refer la gust, mă refer efectiv, mirosul era oribil. Oribil, da, oribil. Te-ai descurcat? Hai, te-ai descurcat? Să mergem, dracu, să ne mirosim acolo de 17 mașini, să ne... Vrei să-ți dea mama cu parfumel? Să deci, te mai dea mama un parfum. Aia a fost senzația, nu mă mai da acum, lasă-mă. Păi să nu mai ducem deci, fix, de eu am zis propriu. Altfel. Nu, da. Gata, ești bine, ești bine. Trebuie să mergem în... Tot apali.